Ați renunțat la compensație? Factura pentru luna ianuarie încă nu a venit. Cealaltă a venit și mi-am plătit-o. Cât era? Deci eu am plătit 800 și ceva de lei. Și a fost și compensația de 400 de lei, dacă nu greșesc, din partea guvernului, din partea bugetului. Ați renunțat la compensație? Am renunțat. Dumneavoastră ați renunțat? Eu nu pot renunța pentru că mi-e vin altfel facturile și deja cu totul calculat. Aici e o chestie de a vedea posibilitățile pentru toți să poată renunța la compensație pentru că aș renunța. Am înțeles. Asta și este... Pe cei care își pot permite să o facă... Cei care își pot permite, pentru că sunt oameni în sectorul privat care se descurcă mai bine, sunt oameni care în sectorul bugetar se descurcă mai bine, sunt oameni în sectorul bugetar care se descurcă greu, nu cred că trebuie să facem din asta o știre, sunt oameni care au 3-4 copii acasă și chiar dacă lucrează într-o funcție publică, asta nu înseamnă că trebuie să se pună presiune pe ei pentru că au de întreținut acești copii. E un gest de solidaritate din partea celor care își pot permite acest lucru și cred că aici trebuie să rămână fără să facem mare tamtam din asta. Repet, eu am renunțat pentru că îmi pot permite acest lucru.